Sucul de roșii proaspete este un foarte bun remediu împotriva celulelor canceroase, tumorilor și infecțiilor. Ajută la detoxifierea organismului, fiind un foarte bun antioxidant ce se găsește în orice grădină. 70% din necesarul de vitamina C din organism este dat de un singur pahar de suc de roșii. Efectele pozitive ale consumului de suc de roșii se văd după doar 2 săptămâni. Sucul de roșii proaspete este foarte bun remediu împotriva celulelor canceroase, tumorilor, infecțiilor. Ajută la detoxifierea organismului, fiind un bun antioxidant ce se găsește în orice grădină. 70% din necesarul de vitamina C din organism este dat de un singur pahar de suc de roșii. Sucul de roșii conține fier și potasiu, vitaminele K, B1, B5 și B6, dar și alte minerale importante, ca zinc, crom, sodiu, mangan. Sucul de roșii are puterea de a regla colesterolul din sânge, de a întări sistemul imunitar, de a proteja inima și a întări oasele. Licopenul, substanță ce se găsește din plin în roșii, este una dintre cele mai importante substanțe care luptă cu cancerul. Acesta protejează organismul de acțiunea radicalilor liberi care distrug celulele și cauzează diverse afecțiuni. Roșiile fierte sau opărite conțin mai mult licopen, ce este mai solubil în grăsime. Sucul de roșii este foarte important în dieta femeilor datorită faptului că ajută la întărirea sistemului osos. Așadar, vara, când roșiile sunt proaspete, profitați din plin de sucul de roșii și nu uitați să beți un pahar zilnic. Cantitățile semnificative de calciu și magneziu din roșii sunt responsabile cu întărirea oaselor, prin faptul că ajută la asimilarea fierului în organism. Sucul de roșii stimulează digestia, fiind foarte bun în curele de slăbire, datorită substanțelor nutritive. Sucul de roșii îndepărtează senzația de foame, alungă constipația și vă ajută în dietele pentru slăbit sau menținere, relatează realitatea.net.